să o vedem și pe asta, crima de la Mediaș, care, repet, a oripilat o țară întreagă, consecința recursului compensatoriu, da, dat de guvernul PSD, îngrijorat de condițiile din pușcării, foarte multă igrasie și temperaturi necorespunzătoare pentru lingurica condamnaților pentru infracțiuni cu violență, pedofili, criminali și violatori au trebuit să fie eliberați pentru a se întoarce în viața de zi cu zi și a ne chinui cu asemenea imagini și cu asemenea crime absolut abominabile. Așa arată România reală, o țară a cărei economie se prăbușește, o țară în care se produc asemenea crime în fața tuturor, da, filmate, prezentate la televizor de toată presa din România, o țară a cărui instituții încep să își piardă, cum să spun eu, și bruma de credibilitate și de influență pe care ar trebui să le aibă. O țară, da, care nu mai contează în Europa, o țară cu foarte multe probleme. În tizul emisiunii vă spuneam că mi-am adus aminte de vorbele lui Liviu Dragnea, care foarte țâfnos spunea la televizor că atâta timp cât el și PSD-ul conduce România, țara asta nu trebuie să fie un sat fără câini. Ei bine, e România, din nefericire pentru noi, care suportăm toate tâmpenile astea în fiecare zi și lucrurile astea oribile, este sat fără câini. Asta este România, așa arată România reală. Îi spun bună seara doamnei avocat Eliza Corbeanu-Ene. Bună seara, doamnă, mulțumesc pentru prezență. Să vedem imediat cazul de la media și poate ne explicați cum se face și cum au ajuns guvernanții la concluzia că trebuie să eliberăm cei mai abominabili criminali, da? Omul care ucide cu violență, îi dai drumul ca să se întoarcă și să facă același lucru. Eugen Tomac, președintele PMP, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Domnul senator Liviu Pop, Partidul Social Democrat, bună seara, reprezentant bună seara. Al puterii, și Răzvan Pișcă, deputat PNL, reprezentant al opoziției alături de domnul Tomac. Bună seara. Haideți să vedem povestea de la media și să vedeți încă o dată imaginile. Nu-mi place să tabloidizez emisiunea, dar trebuie să le observăm și să le analizăm cu atenție pentru ca să înțelegem în ce țară trăim. Astea sunt consecințe ale politicilor guvernului. Mulți spun, am văzut declarații ale unei doamne de la PSD, zice, domnule, dar care e problema? Că oricum ieșea și omora. A omorât astăzi sau omora peste un an de zile când trebuia să fie eliberat la termen? Asta e. Asta e. Un om a murit pentru că în concepția PSD-ului trebuie să le dăm drumul tuturor pe stradă să comită infracțiuni cu violență. Pe logica asta, doamnă de la PSD, Forea, mi se pare, ceva de genul ăsta o cheamă pe doamnă, pe logica asta atunci nu mai trebuie să băgăm pe niciunul la pușcărie, niciun pedofil, niciun violator, niciun criminal, că oricum violatorul violează, criminalul omoară, pedofilul face nefăcute, chestii abominabile. Numai să desfințăm sistemul penitenciar. Eu mă gândesc și pentru corupți. Numai cu pușcărie. De ce să-i băgăm în pușcărie? Că în pușcărie de România este igrasie. Sunt temperaturi necorespunzătoare. Nu pot face față condamnații la regim penitenciar. Că sunt condiții inumane și atunci nu mai băgăm pe nimeni la pușcărie, îi lăsăm pe stradă să comită în continuare toate nefăcutele. Asta este logica, asta este filozofia acestui guvern, apropo de politica penală. Da? Ei sunt îngrijorați, domnule, ce condiții din pușcărie, dar de oamenii omorâți, violați și abuzați. De ăștia ce spuneți? Și ce le spuneți familiilor lor? Haideți să vedem încă o dată povestea de la media și, repet, pentru a înțelege exact în ce țară trăim. Au apărut noi imagini cu bătaie din
clubul din Mediaș, în urma căreia un tânăr de 25 de ani a fost ucis de către un recidivist proaspăt eliberat din închisoare. Camerele de supraveghere din club au surprins momentele în care a izbucnit scandalul. În imagini se vede cum tânărul de 25 de ani intră în local alături de alți 9 bărbați și se duce direct spre masa celui care avea să-l ucidă câteva minute mai târziu. Se observă cum lucrurile degenerează și se creează o învulzeală, iar doi dintre scandalagii aruncă cu scaune, în timp ce criminalul scoate cuțitul. O persoană de sex masculin a decedat în secția de primire urgență a spitalului din Mediaș, ca urmare a unei agresiuni ce a fost exercitată asupra sa de către 3 persoane de sex masculin, agresiune ce s-a petrecut în aceeași dată, în jurul 1 noaptea, pe calea de acces a unui club de noapte din municipiul Mediaș, județul Sibiu. Se îndreaptă către cei care l-au atacat, iar aceștia se sperie și fug din club. Tânărul de 25 de ani fuge împreună cu cei cu care era și alunecă pe zăpadă și cade. Imediat este ajuns din urmă de unul dintre agresori, care începe să-l lovească cu pumnii. După câteva secunde se apropie și criminalul, care începe să-l înjunghie cu cuțitul. Numai puțin de 11 lovituri de cuțit îi aplică criminalul victimei, care nu mai are șanse de scăpare. Orbit de furie, individul nu se oprește, dar cel care era cu el îl împinge, dându-și seama că tânărul era grav rănit. Cei doi au început să lovească victima, unul dintre acestea cu picioarele în zona capului de circa 8 ori, iar celălalt cu cuțitul de circa 11 ori în zona membrelor inferioare. Imediat după cei doi tineri și-au încetat activitatea de să lovească victima, a apărut în fugă și cel de-al treilea tânăr de 34 de ani din municipiul Alba, județul Alba, care a continuat să lovească victima cu pumnii și picioarele în zona capului. La spital, victima a intrat în stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. În încăierare, și alți tineri au fost răniți. Au fost aduse 4 victime de la un bar din localitate în urma unei altercații. Unul a fost internat, o persoană a decedat și încă 2 au fost consultate și tratate în serviciu de primire urgență. A murit în urma unei hemoragii masive, rezultate în urma plăgii înjunghiate. Locuitorii din zona au fost șocați de acest incident tragic. Se cunoșteau unul cu celălalt, agresorul cu victima? Eu cred că se cunoșteau. După cum am văzut eu în piață acolo, cred că ei se pregăteau de o întâlnire, de un chef, cumpărau sticle cu suc, suc nu băutură alcoolică. După opinia mea asta, agresorul n-a vrut să-l omoare. Îi dădea în partea vitală, nu? A dat în partea de jos, dar l-a lovit în partea de acolo. De acolo nu poți opri sângele, pentru că n-ai cum să-l oprești. Nu poți. Locul este extraordinar de periculos, acolo unde l-a lovit. Dar l-a lovit în mișcare, din greșeală, sigur. V-a șocat incidentul ăsta? Sincer, da, dar după noile legi, ce să ne mai mirăm? Cu guvernanțe și... Nu gândesc 5 secunde înainte de a da legile. Sunt mai mulți criminali în stradă. Suspectul de crimă are 30 de ani și a mai fost condamnat pentru tentativă de omor, dar a fost eliberat în baza legii recursului compensatoriu. A fost prins de către polițiștii din Alba câteva ore mai târziu, după ce a fost dat în urmărire generală. Alături de el au mai fost prinși alți 2 suspecți. Ce ai avut cu el? Cei 3 suspecți au fost prinși duminică și au fost prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. De ce l-ai omorât? Ce ai avut cu el? De ce l-ai omorât? De ce v-ați certat? De ce l-ați înjunghiat? Vă certat? Ce s-a întâmplat acolo? Societatea n-are ce să facă cu deținuții rejectați din închisori pentru că nu au muncă, nu au știință de carte, nu au frică de Dumnezeu, nu au absolut nimic. Ei se întorc și își dispută teritoriile de competență. Traficurile de droguri, traficurile de persoane, prostituția,
proxenetismul și celelalte, pentru că oamenii nu știu să facă altceva. Ministerul Justiției recunoaște că peste 180 de infractori eliberați din închisori pe baza recursului compensatoriu au recidivat și au comis din nou fapte deosebit de grave. Crime, tentative de crimă, violuri, tâlhării. În total, aproape 11.000 de deținuți au fost eliberați mai devreme. Dementul acesta a vrut să omoare pentru că a aplicat 11 lovituri de cuțit. Deci nu e o chestiune că niște demenți s-au îmbătat într-o discotecă prin Ardeal și n-au avut de lucru și din greșeală s-au lovit și din greșeală unul a căzut și s-a întâmplat să moară. Dementul a lovit de 11 ori, da? Condamnat inițial pentru tentativă, da? I-au dat drumul ca să își pună îndeplinătate opera, da? Și să omoare. Cum s-a ajuns la situația asta? Explicați-ne, doamna avocat, cum au fost eliberați demenții ăștia? Trebuie să privim puțin în urmă, să vedem ce a generat nașterea acestei legi a recursului compensatoriu. Și au fost multiple condamnări pe banda ale statului român la CEDO. S-au constatat numeroase încălcări ale articolului 3, care viza în principiu regimul precar de detenție al deținuților din România. Cu acel prilej, România a fost somată, practic, România și Ungaria să-și revizuiască politica penală și riscam niște sancțiuni și atunci s-a decis promulgarea acestei legi. Ce presupune ea de fapt, ca să înțeleagă lumea? La 30 de zile executate efectiv, cel condamnat mai câștigă încă 6. Inițial se vorbise de 3, s-a majorat la 6. Pe lângă aceste 6 zile câștigate la fiecare 30 executate, pot obține în instanță și daune compensatorii pentru regimul de detenție care nu respectă cerințele impuse. Doamnă, de această ăsta este lege. Principiu, dar el a fost pus în practică, din punctul meu de vedere, mizerabil de Ministerul Justiției și de cei care au legiferat, de parlamentari, inițiativa inițială a doamnei Prună, cu toată povestea, nu mai intrăm în detalii. Și o vă întreb așa, păi de ce se dai drumul criminalului? Nu faci un ordin de așa manieră încât spui, bă, condamnat pentru crimă. Nu, tată, stai în pușcărie, îți faci condamnare. Condamnat pentru pedofilie. Nu, tată, stai acolo. Condamnat, nu știu, pentru evaziune fiscală. Da, haideți asta, să da. Vă okay. spun părerea mea în legătură cu anumite infracțiuni, cum sunt și cele cu violență. Există state în care, atunci când o persoană este condamnată pentru infracțiuni de acest gen, există o virgulă acolo în decizia de condamnare și se spune fără posibilitatea liberării condiționate. Având această posibilitate, exclus din start ca un individ condamnat să îi spășească doar o fracție din pedeapsa la care a fost condamnat. Că până la urmă, pentru genul ăsta de infracțiuni, nimeni nu primește pedeapsă pe viață. Acceptăm ideea că la un moment dat, după ce și spășește anii de pedeapsă, va ieși. Evident, se va reintegra asta sau nu, da. Din păcate, pentru genul ăsta de infracțiuni, recidiva sau gradul în care aceste persoane recidivează și comit infracțiuni de aceeași natură este discuția unul extrem de ridicat. Este dar foarte amplă dacă discuția. Exclus din start posibilitatea ca pentru anumite infracțiuni să nu se poată prevedea această liberare condiționată, nu mai ai nevoie de abrogarea sau modificarea legii recursului compensatoriu. Pentru că sunt și persoane condamnate pentru infracțiuni care, să spunem, nu au această latură violentă, care nu constituie un pericol în sine pentru societate și societatea ar fi mai câștigată să-i reintegreze, producând, să spunem, sume de bani ca să recupereze anumite prejudicii. Sunt oameni care ar trebui recuperați sau reintegrați la maniera asta. Și atunci să spunem că, punând în balanță, pe de o parte, condițiile absolut inumane din anumite penitenciare, cu politica penală a unui stat care ar trebui să existe, dar din păcate la noi este ultima preocupare a statului român, este să facă o politică penală astfel încât să satisfacă în măsura în care se poate interesele societății și ale persoanelor condamnate. Doamnă, și atunci nu sunt într-o dispoziție bună în seara asta apropo de chestiuni inumane. A căzut rețeaua de tămăficare în București, vreo două sectoare au stat vreo două săptămâni amândoi
hotărâți de oameni de prin cartiere din sectorul 6 și 1 au înghețat în apartamente, da, de sărbători, de Crăciun. Da? Într-o Uniune Europeană care ne dictează niște reguli bune sau rele, suntem obligați să ne supunem lor. Și atunci sunt decizii pe care, să spunem, un stat nu le poate lua unilateral. Să spună, de mie nu-mi pasă de condamnații din România, poate să moară acolo, nu, mă refer mă la interesează astea copiii și bolnavi. Nuanța mea sunt este următoarea. Sunt obligații pe care trebuie să le urmăm. Dar există un mare dar, este libertatea fiecărui stat de a-și face politica penală astfel încât să nu ai indivizi de genul ăsta în libertate. Un lucru cu care eu nu sunt de acord este următorul. Mediatic, categoric, s-a prezentat acest caz și suntem destul de radicalizați. Acel om a fost pus în libertate de un judecător. Parchetul nu a contestat decizia. A existat o comisie în penitenciar care a hotărât că îndeplinește condițiile liberării condiționate, executase o fracție foarte mare din pedeapsa la care fusese condamnat, mai avea oricum puține zile ca să iasă în libertate. Asta apropo de liberarea condiționată în lipsa recursului compensator. Domnule Pop, haideți să facem o dezbatere, da? Nu luați niște măsuri, aveți de gând, se întunește imediat sesiunea parlamentară. Ce faceți dumneavoastră la PSD? Nu, facem numai lucruri bune frumos pentru România. Aveți majoritate, puteți să dați. Domnule, ăia cu violență, n-ai voie la recurs compensatoriu. Cum să fim noi împotriva doamnei Prună? Lăsați-o pe Prună. Păi, dar dumneavoastră mergeți la efect, nu la caz. Acum 2 ani de zile, nu mă luați de la calendele grecești. Dumneavoastră mergeți la efect, mă duc la cauză. Cauza este o lege, ca să facă prezentarea. O lege pe care a inițiat-o domnul Cioloș cu doamna Prună ministru, care a venit în Parlament, doamna avocat a spus pe bună dreptate, în Parlament doar 2 aliniate s-au modificat. 4. În baza Nicolicea și Marton Arpa de la UDM. În baza deciziilor. Ce o chestiune cu pe loc de 4, 3 zile, 6 zile? Le-ați forfecat și dumneavoastră prin Parlament. Nu dați numai pe Cioloș și pe Prună. 3 metri pătrați, 4 metri pătrați. Deci este o lege a domnului Cioloș cu doamna Prună. Da, pe care dumneavoastră de la PSD ați modificat-o în Parlament. Fiți corect până la capăt, că toți au avut un rol în povestea asta. Ați citit și legea sau doar mesajul de la partid? Stați, mergem mai departe. Ați citit, știți? Evident că știu. Ce treabă are domnul Toader în această problemă? Eu n-am înțeles. Ministru, ce să facă în condițiile în care legea e votată de Parlament? Da, tocmai. Ce treabă are ministrul Justiției? Instanța de judecată decide ce se întâmplă cu acel pușcăriaș. Pe baza nu asta comisiei. Decide, modificați legea. Cum și să modificăm, trimiteți, dar nu faceți dumneavoastră Toader, Toader nu, să trimită în penitenciare la comisia aia, pe comisia aia n-are psiholog, îți vine unul și spune, domnule, îi dăm drumul sau nu, și faci un test, îi faci un test. Penitenciar a fost de acord ca acel om să fie liberat. Greșit! Eu m-am uitat de 4 ori la filmarea pe care ați dat-o dumneavoastră și trist că s-a ajuns la acel act de violență, însă și mai trist este spiritul civic care nu există în România. Acea mașină care a trecut liniștită pe lângă 3 care se băteau, n-a schițat niciun gest de frână, nici măcar să se oprească, să dea un claxon, absolut nimic. Dacă dați filmarea, un cetățean a trecut, sau mai mulți cetățeni aflați într-o mașină, au trecut pe lângă această violență din stradă. Și aici trebuie cu toții să ne aplecăm, indiferent că stăm la guvernare sau în opoziție. Dar cu deosebit interes, aștept din partea telespectatorilor noastre, care cu siguranță sunt mult mai informați ca și noi, cum se arată acea modificare a legii, iar dacă o aduce domnul Cioloș în Parlament cu doamna Prună alături de domnul Iohannis, este și mai bine. Putem să intervenim? Da, am cum oprit să, și să nu trebuie să intervenim. Da. Domnul Mănăstire, în această țară avem câteva milioane de părinți care se uită cu tremurați, oameni care au copii, adolescenți, unii mai mici, mai tineri, și care când văd asemenea imagini și o atitudine de fugă de responsabilitate din partea autorităților, sunt cutremurați. Eu, ca tată de copii, ca părinte, sunt preocupat ca în România să nu avem o problemă de siguranță publică. Și atitudinea aceasta a ministrului Justiției și lipsa de reacție totală a ministrului de interne mă revoltă. Este șocantă, domnule Toma, pentru că ei au toate informațiile. Ei au informații la Ministerul de Justiție asupra faptului, informații legate de faptul că ăștia cu violență au recidivat în libertate. Deci nu vin de pe lună. Nu este cazul singular de la Mediaș. Ei au statistică. Peste 180 de infractori cu violență au recidivat numai în câteva luni. Toate datele astea ei le au. Nu este aici un fenomen singular. Pentru că nu poate să vină domnul Pop să-mi spună mie astăzi
că ministrul justiției nu are nicio implicare când el este ministru de, din ianuarie anul trecut. Da? Din 2017, nu din 2018. Și a fost în Parlament și a susținut această lege. Deci a venit și a te spăla pe mâini este un gest de lașitate într-o situație în care un om politic sau un responsabil, cum este ministrul justiției, trebuie să iasă să explice. Dacă vine cu propuneri prin care cere să se modifice această lege a recursului compensatoriu, tocmai pentru că acești oameni violenți, tâlhari, criminali, să nu mai beneficieze de asemenea prevederi, pentru că este, repet, o problemă care pur și simplu poate produce efecte în lanț. Și aici nu mai e joc de politică, pentru că dacă o luăm cu politica, cine l-a pus pe Cioloș, că Cioloș nu a ajuns prim-ministru de pe străzi. L-a băgat PSD-ul la guvernare. L-a votat PSD-ul cu toate mâinile. Deci să nu uităm de niște lucruri care s-au întâmplat și să încercăm astăzi să o dăm în politică, pentru că e o problemă serioasă de siguranță publică și aici nu mai e loc de interpretări. S-au discuse, de domnule Tomac, dar ai nevoie de acțiune. Faci o ședință, iei decizia politică, bă, ăștia care au făcut... care au săvârșit infracțiuni cu violență, nu beneficiază de recursul compensatoriu și la revedere. Legea trebuie urgent. Fie domnule prin Prișcă. Ordonanță, fie domnul în Mănăstire. Parlament. Hai să clarificăm o minciună din punctajul PSD-ului și îmi pare că domnul Pop nu s-a documentat mai bine și a preluat minciuna din punctaj. Legea lui Prună, nu că știți prea bine... A doamnei ministru Prună, că nu. A doamnei ministru Prună, că așa e frumos. A doamnei ministru Prună. Legea lui Prună n-a mai ajuns niciodată să fie dezbătută în Parlament. Această lege a fost depusă de domnul Sorin Grindeanu. Premierul PSD. Da? Deci ca să înțelegem, eu înțeleg că n-a avut timp, a fost în vacanță să și verifice pe site. Dar legea care a fost votată în Parlament este susținută de domnul Sorin Grindeanu. 1. 2. În Parlament... s-au schimbat, într-adevăr, câteva cuvinte, câteva litere, dacă vreți, dar într-un mod esențial. Pentru că, de exemplu, în varianta inițială nu se vorbea despre 30 de zile consecutive. Era exact problema principală. Cum da? La 30 de zile, dacă, că erau consecutive? Da, e o diferență foarte, foarte mare. Aceste 6 zile, trecerea de la 3 zile la 6 zile, se arată la condamnații periculoși, care de regulă au 8 ani, 10 ani, 12 ani. La 10 ani, un condamnat stă cu 2 ani mai puțin. Deci este o diferență foarte mare. Pentru un condamnat la evaziune sau pentru infracțiuni de gulere albe, dacă vreți, diferența nu este atât de semnificativă. Nu e așa. Matematic vorbind, pe liberare condiționată, dacă execuți 2/3 din pedeapsă, asta nu înseamnă 10 ani. Din cele 2/3 executate... calculăm câte 6 zile la fiecare 30, corect. Nu din pedeapsa totală. Nu, eu mă refeream, nu. Noi raportam la o pedeapsă de 10 ani, să ne dăm seama cu cât se scade. Nu este atât de mult, asta vă spuneam. Și până la urmă există două filtre. Este comisia din penitenciar formată dintr-un judecător, psiholog, persoane care cu asta se ocupă zi de zi. Este, se ocupă la este naiba, un judecător care analizează lucrul ăsta, dar am în față statistica și văd că în 2014 au revenit în penitenciare 3.598 de persoane, iar în 2018 448. Eu spun că este un număr semnificativ mai mic, de 10 ori aproape. Vedeți că revenirea în penitenciare înseamnă condamnare definitivă. Recidiviștii din 2017... Statistica este aceeași, păi... privește aceleași cauze, aceeași pentru păi anul da, 2014. Noi nu știm pe 2017 și 2018. Nu știm nici în 2014 ce s-a întâmplat. Este revenit în penitenciar în 2014. Eu să pun acum probabil discuția și o să o aduc într-o cheie. Inclusiv aici, domnul Mănăstire, este manipulat. O să duc discuția într-o cheie, nu foarte fair play, pentru că sunt revoltat. Domnilor invitați și dragii mei telespectatori, cu toată considerația, știți unii dintre dumneavoastră, când eram mai tânăr, am terminat un seminar teologic pe vremuri, da? Un liceu de ăsta de teologie, da? Înainte să intru în presă și să fac științe politice. De ce trebuie să avem milă față de criminali, de violatori și de pedofili? E o discuție, pun o întrebare. De ce trebuie să avem milă față de oamenii ăștia? Păi, mie îmi plac filmele americane și îmi place sistemul american. Eu știu că acolo un criminal merge
de multe ori în fața unei comisii de verificare până e eliberat condiționat. Merge mult și până când se lămuresc psihologii și alții, da, că omul cât de cât și-a revenit. Pentru că e așa, la noi o formalitate. Se duce criminalul în fața comisiei de eliberare și spune, bă, regret, da, bă, regret. Și după două săptămâni iese și omoară oameni pe stradă. Păi așa, deci, asta discutăm. La noi, dacă iese un criminal pe stradă și a fost eliberat condiționat, nimeni nu răspunde. Da, evident, despre asta este vorba. Legea compensatorie se aplică din octombrie 2017 și până în octombrie 2017 au fost numeroși criminali care au fost liberați condiționat, fără să execute întreaga pedeapsă și fără să ne gândim că acesta nu are o politică penală și fără să ne gândim că e necesar, până la urmă, sunt necesare acele cuvinte de care vă spuneam eu, fără posibilitatea liberării condiționate. Perfect! Și legislativul, parlamentarul sunt aici. Orice arbitrar, orice intervenție politică, orice, să spunem, superficialitatea unei comisii sau a unui judecător. Pentru anumite infracțiuni, asta e părerea mea după atâția ani de practică, ar fi cel mai util societății. Crimă cu violență. Crimă, da? Nu, da? Intenție clară de a omorâ. Pedofilie, viol, alte chestiuni cu violență. Nu ai posibilitatea de liberare condiționată. Execuți sau o procedură foarte complicată, da? Multe, 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 multe investigații care să demonstreze cum ăsta, marja procentuală și să fie cât mai mică de recidivă. Domnul Mănăstire, cel care aprobă așa ceva. Domnul Mănăstire, un om care ia un cuțit și îl bagă într-un alt cetățean de 11 ori, ăla nu mai poate beneficia nici de recurs compensatoriu, decât de o pedeapsă severă. Altfel, societatea asta nu poate deveni o societate sigură. Despre ce discutăm? Că am văzut mai devreme un comentariu. Dom'le, n-a vrut să-l omoare, i-a băgat doar de 11 ori cuțitul într-un loc mai puțin... Deci nu l-a nimerit unde trebuie și probabil că a insistat de 11 ceva. Ori, da. Pedofili, violatori, criminali, se închide cercul, nu se discută, pe ăștia nu-i mai poți recupera. Da, deci dar pedepsele să... nu sunt pe viață. Trebuie să acceptăm ideea că va veni un moment la care, în care și acei oameni se vor reintegra păi sau asta este nu discuția, în societate. Doamnă, pedeapsa nu este pe viață, dar de ce statul ăsta român și societatea să se arate generos și foarte, foarte lejer cu asemenea criminali? Pentru că atunci când recomandările europene au fost transpuse în legislația noastră, nu s-a făcut o diferențiere pe anumite tipuri de infracțiuni. Și ne întoarcem iar la politica penală. Nu a stat nimeni la acel moment să analizeze sau să pună în balanță natura anumitor infracțiuni, anumiți infractori care merită sau nu să beneficieze de acest recurs. Eu de la bun început... Asta e cea mai... Aici intervine Tudorel Toader și Comisia Juridică din Parlament, pentru că în dezbatere a intrat efectiv în Camera Deputaților această lege. În Senat a trecut prin adoptare tacită. Eu de la aici, bun început... Aici trebuia să se discute noi, de exemplu, da. PNL-ul și întreaga opoziție, atacat la Curtea Constituțională această lege. Hei, pe agenda PSD-ului nu există discuțiile astea, domnule Pop. De 2 ani de zile căinați abuzurile din justiție, protocoale cu servicii, corupție și mai departe. N-am văzut un om de la PSD care să discute despre problemele astea ale sistemului judiciar, despre criminalii ăsta, despre cum funcționează sistemul penitenciar și sistemul ăsta de eliberare din Ministerul Justiției. Ați ținut-o cu corupții, cu ăștia, cu ăștia. Astea sunt probleme reale. Și asta. Și astea, da? Și asta. Sunt multe. Și ce dacă faceți? Ce aveți de gând să faceți? Cu pas cu pas tot și-au stricat alții. Vă văd foarte degajat, nu păreți să... Dar cum să fiu, păi... Pentru ce sunt agit? Nu știu, sunați pe la partid, oricum... aveți secretar de stat, aveți oameni, să... aveți majoritate parlamentară. Venim în Parlament și dezbatem. Dar ce vă spun oamenii în teritoriu când păi... văd imaginea asta? Băi, luați măsuri, nu? Presupun că asta vă spun, absolut, nu? Absolut, luăm măsuri, dar să faceți dezinformare și manipulare ce publică... Ce dezinformare? Pe această lege, doar de dragul de a da bine în campanie electorală, este un lucru mai grav decât, sau la fel de grav, ca și ceea ce s-a întâmplat cu o parte dintre cei care au beneficiat de prevederile acestei legi. Că trebuie perfecționată legea, cu toții stăm de acord. Absolut. Nu chiar toți. Deci nu trebuie perfecționat. Orice lege trebuie perfecționată. Dacă nu mergem pe principiul acesta, decât pe principiul asta e legea cea mai bună, nu există alta mai bună, nu se poate modifica, cum a făcut-o PDL-ul. Codurile penale, angajarea răspunderii, cea mai bună. Legea educației, angajarea răspunderii. Domnule, angajați-vă răspunderea pe ce vreți.
dar nu mai lăsați să se întâmple în țara asta chestiile astea abominabile. Și zeci de articole sunt declarate. Sunteți la putere, modificați legea. Vedeți că sute de criminali și de ticăloși de ăștia comit în continuare infracțiuni pe liberale. Luați măsuri, nu lăsați asta să ne vii așa. Inițiatorii legii, e o dezbatere și l-am văzut pe domnul Tudorel Toader ieșind public, sancționăm inițiatorii legii. Răspund inițiatorii legii. Doamna Prună cu guvernul Ciurlă. Nu v-am întrerupt, domnul Tudorel. Sincer, nu știu cum puteți fi atât de senin și de calm. Da? Sunteți senator al Parlamentului României. Spuneți-mi că veți merge la partid, vorbiți cu secretarul general, cu președinții, vicepreședinții, dați-mi mesajul Dragnea. Băi, este o problemă. Da, suntem atacați de toată presa pe bună dreptate, pentru că în țara pe care o conduceți se întâmplă tâmpenile astea și mizerile astea. Toate lucrurile PSD este de vină. Evident că PSD, dar cine, marțienii sunt de vină. Prună și Cucioloș au făcut legea în noiembrie 2016. Așa. Aveți puterea ca să nu se mai întâmple de mâine lucrurile astea, da? Să o completăm. Faceți o modificare, ordonanță de urgență, că pentru corupți știți să faceți ordonanțe de urgență noaptea ca hoții. Cine știți să faceți? Faceți o ordonanță, domnule, ăștia cu violență nu mai beneficiază de recursul compensatoriu, afară, nu mai ieși afară din pușcării. Domnul Cioloș, în 2016, când a dat acea ordonanță noaptea ca hoții, modificând codul penal în zeci de articole. De ce n-a rezolvat și problema aceasta în ordonanță? Dar de ce o țineți pe aia de 3 ani în parlament și nu faceți nimic cu ea? De ce? Chiar dacă e așa rea? Nu, nici măcar nu s-a dezbătut. Acea ordonanță de care spuneți e de 3 ani. În martie vor fi 3 ani de când e în parlament. Nici măcar n-ați dezbătut-o. Dar se va dezbate în comisie. 3 ani. În comisie. 3 ani. Păi care e problema? Care e problema? Cum care e problema? Dacă e așa de rea. Se va dezbate. N-am spus că este rea sau bună. Păi acum a spus. Nu. Eu am spus domnul Cioloș cu doamna Prună în 2016 puteau să rezolve acest lucru prin ordonanță. Cum e mai bine? Domnule, că au pus proiect de lege, nu a fost ordonanță. Au pus proiect de lege. Guvernul Grindeanu era obligat să ducă proiectul de lege mai departe. I-a luat subiect tehnic al legislației. Pentru că s-a încheiat sesiunea parlamentară. Când se cheie sesiunea parlamentară. E un proiect al guvernului? Da, care a fost clasat. Nu era obligat. E clasat parlamentul la începutul fiecărei sesiuni parlamentare. Domnul senator, din respect pentru telespectatori, haideți să o lăsăm baltă. De ce să o lăsăm baltă? Trebuie rezolvată, domnul. Dumneavoastră v-ați lăsat baltă acolo, țara asta. PMP-ul a lăsat baltă țara asta cu Băsescu și acum lăsăm totul baltă. Știu că aveți obsesie legată de Băsescu, dar vreau să vă spun un lucru elementar pe care îl știe orice telespectator din această țară. Că din februarie 2017, după ce domnul Iordache, la cu ordonanța 13, a fugit pe ușa din spate a guvernului, deci a plecat din guvern, domnul Tudorel Toader a preluat Ministerul Justiției, implicit acest dosar. Deci nu mai umblați cu dezinformarea, pentru că nu discutăm aici despre chestiuni care țin de cine a pus ultima virgulă. Discutăm de o asumare politică. Ați votat în cameră proiect? Iar dumneavoastră, deputatul, l-ați votat acest proiect de lege? Nu. Deci, nu dumneavoastră, nu președinte. Nu, colegii, nu am votat. Opoziție. Ne-am atacat la Curtea Constituțională. Și ce a spus Curtea? Că e constituțional. Că este constituțional, ca formă. Președintele statului, președintele statului, cine a trimis la reexaminare? Cum face cu toate legile? V-ați putut să mai verificați, nu mai vorbiți. Ce puteți face acum și... Dar nu faceți dumneavoastră că sunteți mai deștept constat. Nu faceți noastră ce fac. Haideți să tot așa o țineți. Ce am putea face noi public să beneficiați noastră în spate? Pe holul Parlamentului să spuneți faceți asta, noi nu ne asumăm public, dar beneficiem de ea. Ce nu ne asumăm public? Nu știu ce insinuați, dar vreau să vă spun că aveți pârghii. Ne vom ocupa de acest aspect și de acest aspect, pas cu pas. Încă 3 violatori și un hoț și ok. Ne ocupăm și de aia. Acum... Acum nu puteți să facem toate deodată. Doamna puteți avocat... să dați o dată de urgență săptămâna asta. Tehnic, da? Ce s-ar putea face? Da, spuneți domnului Pop că nu pare foarte convins că ar trebui să facă lucrul ăsta. Ce ar trebui să se facă? Repetați. Că poate n-a înțeles, da? Prin ordonanță se poate, că le place ordonanța celor de la PSD. Codurile prin ordonanță. Da. Deci mâine, doamnă avocat, mâine se scrie o ordonanță la Ministerul Justiției de urgență și se poate rezolva chestia asta cât? În 24 de ore? Revin la ce spuneam. Eu nu am o problemă cu recursul compensatoriu neapărat, pentru că au ieșit și înainte de acest recurs compensatoriu. 6 zile la 30 nu e o perioadă atât de lungă. Mai periculoase sunt acele liberări condiționate după o anumită fracție. Deci
mâine, doamnă, în continuare o să iasă criminali, violatori, pedofili din pușcării. Și până acum. Da. Doar că nimeni n-a făcut un caz din asta, iar acum s-a găsit recursul compensatoriu ca, nu știu, un subiect de dezbatere politică. În loc să avem politică penală, nu, asta avem este politica politică, partidelor. Nu, eu mă refer la reprezentanții politică, partidelor, nu neapărat la presă. Este regretabil că se întâmplă ce se întâmplă. Probabil că trebuie o mai mare responsabilitate chiar din comisiile din penitenciar care analizează fiecare caz în parte. Noul cod penal, atunci când a modificat oarecum condițiile în care se acordă liberarea condiționată, a mai pus, pe lângă faptul că a mărit fracția ce trebuie executată, a mai pus și condiții suplimentare. Se pare că nu e suficient nici așa. La Ministerul Justiției, doamnă, și la autoritatea asta penitenciarului există mii și sute de angajați. Repet, toți oamenii ăștia de la MJ, de la penitenciare, aveau datele statistice. Eu nu cred că nu și-a dat seama unul specialist, un singur specialist de acolo, că ceva nu este în regulă. Că când primești informații, da, că zeci, sute de ăștia fac recidivă, da, ți se aprinde un bec roșu, te duci la decidentul politic și spui, we have a problem, avem o problemă, așa funcționează un stat normal. Bă, avem o problemă, rata de recidivă pe infracțiuni cu violență este foarte mare. Hai să intervenim. Acei condamnați vor merge din nou la CEDO, România va fi din nou condamnată și din nou vom fi obligați să le asigurăm condiții decente în penitenciar. Și atunci vin și pun firească întrebare, de ce nu se construiesc niște penitenciare? Astfel încât acești oameni să aibă acei 4 metri pătrați de care e nevoie și să-și ispășească întreaga pedeapsă pentru anumite infracțiuni, iar pentru altele fracția pe care legiuitorul a stabilit-o. E mult mai simplu să construiești un penitenciar decât să dai oameni afară pentru că tu, ca stat, ești incapabil să edifici ceva. Dumneavoastră, mergeți pe un caz, da? Trist ce s-a întâmplat. Dacă dumneavoastră mi-ați dat această... Sunt multe, test, sunt sute, nu, mi-ați dat, sute, mi-ați nu dat este această, un caz, acest sute material de l-am primit pe masă aici, da? Anul 3, dumneavoastră spuneți că e o lege proastă. Eu dacă iau datele matematice de aici, spun că este o lege... E scădere. Păi, în 2017 am avut 1300... Dați voi să termin, domnul deputat. Dar eu vorbesc domnul Sinec cu dumneavoastră. Greșit. 1300 de cazuri pe ultima rubrică, 1366. Iar în 2018, 448, adică o scădere cu 70%. Că între cei 448 este și un cetățean... Ăștia nu poate... sunt recursul compensatoriu. N-aveau cum să recursul ajungă pe intențial în 2017. Este din octombrie 2017. Păi da, dar ei nu pot fi deja condamnat definitiv. Avem deja un an, din 2017 până în 2018. Da. Avem un an în care legea... Da, dar condamnații definitiv, ca să fie da, domnul deputat, dar știți lectura de la stânga la dreapta. Păi da. Dacă am avut statistica acum... e făcută pe condamnații definitiv din 2017, bun, cărora li se aplică. Păi bine, domnule Pop, sincer, mă șochează. Trebuie să luăm pauza comercială. O să rog pe telespectatorii mei să-mi trimită mesaje pe pagina Dosar de Politician cu dedicație pentru domnul Pop. Uitați-vă pe pagina de Facebook, că sunt foarte oameni, foarte mulți oameni revoltați pe atitudinea dumneavoastră. Da, dați share, scrieți-i domnului Pop, dați-i idei. Dar nu fără cuvinte de la de care de obicei da, mai utilizează unică. Dați idei domnului Pop și domnilor de la PSD ce ar trebui să facă să nu se mai întâmple chestii de asta, pentru că eu sincer mi-am epuizat toate argumentele și emoționale și logice, spun eu. Haideți să luăm pauza comercială și să revenim la subiectul ăsta, dar și la alte chestiuni. Informația din justiție e mare tragedie, portocală și crima aia oribilă de la Mediaș, eliberați în baza recursului compensatoriu al guvernului PSD, da, ca să fie clar că domnul Pop de la PSD ne spune că a fost inițiativa doamnei Prună și a lui Cioloș, dar și domnul Grindeanu a fost cel care a trimis legea în Parlament și ne aflăm în fața acestei situații, iar pare că instituțiile statului sunt paralizate. În mod normal, domnule Pop, ar trebui să luați măsuri cât se poate de repede. Și revin la obsesia mea cu ordonanța de urgență. Când vezi statistic că există rata asta de recidivă pe infracțiuni cu violență, tu ca stat intervii. Ai pârghia asta legislativă, da? Da, ordonanță de urgență și blochez eliberarea celor material... cu care au comis violențe, da? Nu mai dai, nu mai material dai, în afară celui pe care ne l-ați dat nouă, în care totul scade. Mm-hmm. Deci nu crește. Da. Dacă aveți informații sau material sau Ministerul Justiției sau opoziția. Ministerul de Interne. Asta este o manipulare de la Ministerul Justiției. Are
E comunicat de presă, de la ANFR. Ministerul de Interne poate să spună. Vreau dar terminați discuția atunci. Vă continuați, continuați. Păi, dar nu continuați. Rog pe domnul avocat, că e așa vehement în emisiune, să facă expunerea de motive pentru necesitatea urgenței acestei ordonanțe. Domnul senator, așa, dar mai cunoaștem dacă am greșit într-un moment al vieții sau într-o decizie. Și eu am recunoscut-o atunci când am avut o decizie greșită. Nu mi-a fost rușine. Dar să vii, nu admiteți dar să vii să problemă? Faci tu o inițiativă, să nu spui nimic și după aceea să ceri schimbarea, să facă altcineva rău făcut de tine sau mai puțin rău făcut de tine. Dar voi la fel, e o chestiune de cultură politică până la urmă. Voi ați făcut, domnule. Dar cu ce vă ajută să pasați vina pe Ciolo și pe alții? Mi se pare că am pasat vina undeva. Asta rezolvă situația. De 20 de ore, de 10 ore de când s-a prezentat acest caz, Tudorel Toader și PSD-ul de vină. Da, sunteți la putere, aveți multe să faceți. Dar voi ați modificat în Parlament legea asta, domnule. Ce poate face ministrul justiției? Ordonanță de urgență. Ca să ce? Cum arată ordonanța aceea de urgență? Că tot o spuneți. Dați-mi articolul. Și vă promit că îl dau acum. V-a spus-o, doamna avocat, v-a spus-o și de 4 ori, da? Dați ordonanță de urgență pentru infracțiunile cu violență. Nu se mai aplică recursul compensatoriu, punct. Și trimiteți control la toate comisiile astea de eliberare din penitenciare. Faceți anchetă parlamentară, cum arată comisiile astea de eliberare, că își bat joc. Lasă criminalii periculoși în libertate, da? Nu fac analize corecte. Deci, caz cu caz, dosar cu dosar. Deci putem discuta de acest lucru după ce doamna Prună ne spune dacă e de acord cu această ordonanță. Inclusiv domnul Bădelău a avut casa spartă. Inclusiv cei de la USR care condamnă public acum totul că e campanie electorală, dar sunt autorii morali într-o mică parte acest. Domnule Pop, nu știu cum să vă mai conving. Trebuie să apelez la niște chestii neelegante. Domnule, aveți familie, aveți copii, aveți soție, aveți frați, aveți oameni din familie, da? Prieteni, apropiați, se întâmplă naibii, o nenorocire. Umblăștea pe stradă. Înțelegeți că societatea are nevoie de reacție rapidă pe situații care se întâmplă sub ochii noștri. Nu putem face filozofie la televizor. Înțelegem cu toții că e problema aceasta. Mai grav este că v-am făcut și eu public. Când ameninți tu cu conștiință, aș călca cu tine, dacă ți-aș vedea pe stradă, aș trece cu mașina peste tine. Ce, demenții ăștia care amenință? Nu, cei care... Bun, ok, oamenii sunt revoltați. Dar sunt telespectatorii noastre. Dacă mama, copiii mei, văd acest mesaj în care o telespectatoră spune este o reacție, prind eu pe stradă este să cap o reacție mașină, la cu mașina peste tine. Nu sunt de acord. Nu mă sperie, că nu mă sperie pe mine subiectul acesta. Nu sunt de acord nici ce au făcut ăștia care au aruncat cu vopsea la Ministerul Justiției și cu cuțite pe scările Ministerului Justiției. Dar asta nu înseamnă că nu avem o problemă. Nu mai degajați discuția. Avem și acolo o problemă. Nu știu care e mai gravă astăzi. Nu faceți degajare de discuție. Astăzi nu știu care e mai gravă. Un cetățean care, fără nicio condamnare, fără nimic, scrie public pe pagina de socializare, evident, o să fie blocat, nu o să mai scrie a doua oară. Că dacă te prind, urc cu mașina peste tine, nu asta e Europa secolului 21. Faceți reclamație, repede. Fac reclamație, noi discutăm. Că trebuie să modificăm, că trebuie să modificăm. Stați că nu, că trebuie să modificăm legea. Nu sunt vrea, de acord Dragnea, că trebuie să modificăm. Asta e problema? Nu, Dragnea e de vină. Iohannis nu vrea. Am aflat că nu vrea Iohannis. Am aflat că nu vrea Iohannis. Nu vrea Dragnea? Nu vrea Iohannis. Nu vrea Iohannis. Nu vrea Iohannis. Ce ne facem? Nu vrea Iohannis. Ce spuneți? Păi nu. Asta e problema. Că argumentat absurdul de 47 de minute. Argumentați dumneavoastră modificarea. Într-un fel pot să vă admir. Sunteți în stare de 47 de minute să ne spuneți că albul e negru și necruia. Dar spuneți-mi dumneavoastră câți au fost anul trecut. A zis că sunt creștere. Câți au fost în 2017? Cât au fost în 2017? 188 de violențe. În 2017 cât au fost? Nu lăsați cursul compensator. În 2017 cât au fost? Păi dar nu. Hai să ne concentrăm. Au fost eliberați și alții în 2017? Pe recurs compensatoriu. Și în 2016? 8 violențe. Și în 2016 cât au fost? Niciunul eliberat? Nici la legea, domnule. Dar nu, fără recurs. Au fost eliberați sau nu? N-are. Fără această lege au fost eliberați? Da, i-au arestat pe demenții ăștia și pe criminalul de la media. Aș vedeți comunicarea tribunalului Sibiu pe chestia asta. O să rog pe colegi să mai arate imagine, că poate nu înțelegeți despre ce discutăm. Domnul 188, Domnul, da? Da, lucrurile sunt foarte clare. Deci diviși violență. Deci vreau să înțeleagă și domnul senator și telespectatorii dumneavoastră. În special aici telespectatorii. Aici nu mai avem loc de interpretări și de polemici politice. E o realitate, e o problemă serioasă cu care se confruntă societatea. Noi cunoaștem doar cazurile care s-au mediatizat. Poate există și altele. Pentru a nu mai exista această problemă, este nevoie de o ajustare a legii, astfel încât acești oameni
să nu mai reprezinte un pericol pentru siguranța publică. Despre asta este vorba. Dincolo de asta, putem explica, găsi scuze, găsi vinovați, autori. Eu știu un lucru foarte clar, că într-un stat care se respectă, autoritatea supremă, respectiv ministrul care gestionează domeniul, iese și dă explicații pentru a liniști opinia publică. Ori când stai pitit sub birou și pui pe Facebook 4 rânduri, știți, n-am făcut-o eu, a făcut-o altcineva. Nu ține. Eu vreau să trăiesc într-o societate în care oamenii își asumă. Și asta așteptam de la ministrul Justiției astăzi. Să iasă să explice ce și măsuri asumă și va fac. Lua statul imediat. Da. În țară normală să dea demisia, domnul Măstire, să nu o parte asumarea asta. Că dă vina pe spatele unei femei. Nici nu mai contează treaba asta. Dar un om normal, într-o țară normală, ministrul Justiției își dă demisia de onoare. Dom'le, eu am promovat legea, eu am fost în Parlament, sub mandatul meu s-a întâmplat treaba asta, am prezint demisia. Asta se întâmplă într-o țară normală. Dar ce așteptați să mai aveți? Nu, ne spune altfel, de fapt prunei de vină și că Cioloș și că Burebista și cu Decebal. Da, trimiteți-mi în continuare mesaje pe pagina de politician, pe pagina de Facebook Dosar de Politician, cu opiniile dumneavoastră și cum vedeți rezolvată situația asta. Că poate, nu știu, nu le pop noastră sunteți, să spun așa, sunteți victima de serviciu, ca să zic așa. Doamna Raluca Prună, pe care dumneavoastră, domnule Pop, ați amintit-o în această emisiune, ați amintit-o. Bună seara, doamnă! Ați văzut? Bună seara! Ce simplu e. Bună seara, dumneavoastră și invitaților dumneavoastră! Vă rog, avem foarte puțin timp înaintea pauzei comerciale. Lămuriți-ne ce este cu recursul ăsta compensatoriu, că am înțeles că dumneavoastră sunteți vinovatul de serviciu pe povestea asta în viziunea PSD. Bine, pe sigur acum, dacă îmi dați foile pentru un guvern de... incapabil de a-și asuma răspundere, evident că întotdeauna vinovat va fi altcineva, în cazul de față eu. Foarte pe scurt, acest proiect de lege pe care l-am inițiat, pe care l-am adoptat în guvernul tehnocrat, care a fost depus la Parlament și clasat în decembrie 2016 de către Senat ca primă cameră sesizată, a rămas așa în adormire, ca să înțeleagă și domnul Pop. După aceea, guvernul Grindeanu, cu ministrul de atunci, domnul Iordache, a adoptat acest proiect de lege pe 31 ianuarie 2017 și eu zic că din momentul în care l-au adoptat, chiar presupunând că noi am fost niște incapabili, și-a asumat răspunderea. Dar eu vreau să mut discuția la Parlament. Deci guvernul Grindeanu a trimis acest proiect de lege la Parlament. Iar la Parlament ce s-a întâmplat este că acest proiect de lege a trecut în varianta adoptată de guvernul Grindeanu și promovat de adevărat și de noi înainte. Aceeași variantă, doamna ministru, dacă îmi permiteți. Varianta, așa, mulțumesc. La Senat. Varianta dumneavoastră. Și distracția a început la Camera Deputaților. Da, de acolo, spuneți-ne ce s-a întâmplat acolo. Păi acolo, la Camera Deputaților, s-a întâmplat așa. A fost cam ca la nașul mare la nuntă, ca să glumim un pic, deși situația e foarte gravă. Deci coaliția PSD-ALDE și cu UDMR de data aceasta și vorbesc pe baza unor acte care se află pe pagina Camerei Deputaților. A început și a zis așa, nu se dau 3 zile, se dau 6 zile, beneficiu, nu pentru 30 de zile consecutive executate în condiții precare, ci pentru 30 de zile din bucăți, așa, oarecum, o dată 3, o dată 2, o dată încă 4, deci le adunăm și la fiecare 30 de zile, nu dăm 3 încă o dată, dăm 6. Nu vorbim de 3 metri pătrați, cum zice CEDO, într-o cauză recentă împotriva Croației, pentru cei care urmăresc acest subiect, ci dăm 4 metri pătrați, spunem că ăla e minimum, deci creștem cu 25%. Nu luăm în calcul situația fiecărui deținut, pentru că niciodată... Tocmai, doamnă, despre asta vreau să discutăm. Da, calitatea fiecărui deținută în parte, situația fiecărui, da? Analizează un judecător, nu poate legiuitorul prevede. Vă rog, aici vreau să accentuați, da? Situația fiecărui deținut în parte, foarte scurt, doamnă, violator, criminal, pedofil. Despre ce discutăm? Ăștia trebuie să beneficieze de recursul compensatoriu? Așa a fost politica penală, filozofia? O să vă rog să vă adresați Ministerului de Externe, în cadrul căruia funcționează agentul guvernamental la CEDO
și veți vedea că cei care au câștigat pe articolul 3 din convenție au câștigat indiferent de infracțiunea pentru care au fost condamnați. Deci CEDO însuși, am înțeles, curtea însăși, nu distinge între tipul de infracțiune. Ok, mie personal mi se pare o chestie abominabilă, mulțumesc, trebuie să luăm pauza comercială, suntem și presați. Și mie la fel de abominabilă mi se pare deturnarea acestui proiect în Parlament. Pauză și revenim imediat. Mulțumesc, doamnă, trebuie să intrăm în pauză. Pauză și revenim imediat, rămâneți cu noi. O nouă revoluție la început de an, la EMA.